Nu se aruncă cu ouă pe scenă doar la concerte, ci și la filmări de clip, iar Beyoncé a trecut și ea prin experiența asta de curând. Diva se afla într-un parc de rulote din New Jersey pentru filmările noului său videoclip Party, atunci când un tânăr, probabil prost trezit de dimineață, a început să hărțuiască întreaga echipă de filmare, ajungând să țipe: "Aș putea fi un dansator mai bun!" Pentru că oamenii din staff-ul lui Beyoncé și-au văzut mai departe de treabă, nemulțumit de faptul că nu e băgat în seamă, tânărul de 23 de ani a aruncat cu un ou într-un polițist, moment în care a fost arestat. Lucru foarte imprevizibil pentru el, nu-i așa?